Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Am dat drumul la podcastul vieții. Un subscribe și un like ne face mai vizibil și ar fi foarte apreciate. Se fumează, se bea aici, eu sunt la a doua cafea și stăm la vorbe cu domnul Mihai Cosmescu. Ia să te botez, doamne. A fost o zi plină astăzi, puțin cam frigut. Salutare! N-ai nimic, se mai întâmplă. Adevărul e că, știi, am mai pățit chestia asta din cauza faptului că, numele meu de familie e Cosmescu. Haios, dacă vrei, este faptul că pe fratele meu chiar îl cheamă din Cosmescu. Așa că el chiar a nimerit-o, știi? Dar se întâmplă, nu e nicio fel de problemă. Și mie mi s-a mai spune Sergiu Sorin. Ne, uite, vezi? Niciodată nu se nimeni. Ce se vorbește în propoziție, da. Băi, prima întrebare pe care vreau să ți-o pun, motorul ăla din piesa Free este al tău? Motorul ăla din piesa Free este al meu, da. Ce motor e? E un... A pornit viața ca un Softail custom și a devenit un Softail și mai custom. Adică a fost o chestie un pic mai ciudată. Știi, fiecare cu piticii lui, că toți îi avem. Și nimic îngrijorător, da. Exact. Și eu am mulți. Norocul meu e că din când în când se mai și înțeleg între ei. Și la faza cu motorul a fost o chestie un pic mai ciudată. Sunt diferențe între motoarele făcute în state de Harley și motoarele din restul lumii. Diferențele sunt că, vezi, doamne, cele făcute în state se numesc domestic models și cele din restul lumii se numesc international models. Da? Și una dintre ele funcțională, adică constructivă, este faptul că diferă foarte, foarte tare raportul din cutia de viteză. Pentru că în state ei sunt obișnuiți să pornească mai lent, știi? Și să meargă cruz. Adică asta e ideea, știi? Să nu demareze incredibil de puternic, să, știi? În restul lumii sunt vitezele mult, mult mai scurte. Adică, știi, trebuie să... Da. Mai mult testosteron aici. Mai mult testosteron, exact. Și eu am vrut neapărat un model din state. Și ce s-a întâmplat e că până la urmă am găsit o motocicletă acolo, am reușit să o aduc aici. Și ce a rămas din motocicleta originală este motorul, care și el a fost refăcut, realezat, mărit un pic capacitatea cilindrică, că nu mi-ajungea 1,6. Și cadrul central, atât. În rest, totul este refăcut. M-am uitat la clipul piesei Free și așa cum e și piesa și cum erai și tu acolo, părea așa cumva puțin în butoiul cu melancolie și pus pe motorul ăla, cumva am avut îngrijorarea că o să-i dai foc. Știi, și că o să fie o treabă de asta, pe urmă m-am liniștit, zic, stai frate, că nu. Da, păi dacă te-ai uitat până la capăt, te-ai liniștit. Până la capăt m-am uitat, da, când ai plecat cu el, zic, uite mă. A fost oricum foarte mișto. Da, e un cadru acolo în care arunci cu, nu știu ce, apă pe el să-l cureți, da, să-i cureți apărătoarele și am crezut că e gaz, știi, și zic, ia uite-l mă, că o să-i dai foc, zic, nu i-a dat foc, ce bine. Nu, că l-am schimbat. Adică asta a fost toată ideea videoclipului, că de fapt și de drept piesa Free e despre transformare, știi, despre cum evoluezi, cum treci prin niște situații, cum ajungi în partea cealaltă și cumva tot clipul este bazat pe ideea asta. Știi? No pain, no gain. No pain, no gain, exact. Sau... Navi, prietena noastră, cum spunea, știi, bad for the heart, good for the art. E o chestie, adică știi, tot videoclip începe cu motocicleta full fared, adică fairing, coburi, dita mai bagajele pe ea, știi? Și la final o transform într-un single seater. Apropo de asta, știi, vorbeam și cu Navi la un moment dat și cred că am vorbit, dar acolo e un exemplu cumva extrem, este filmul Whiplash, știi? Este o statistică care spune că 96% din piesele pop-rock, să zicem, da? În pop culture sunt despre amor și amorul în toate formele cu putință, adică chiar și cele mai carnale. Mă gândeam, zic, mă, întotdeauna e nevoie de o traumă neapărat ca să ajungi la transformarea aia și ca să scoți o piesă extraordinar de bună, pentru că dacă uiți așa la istoria pop culture-ului și să vezi niște piese foarte
foarte taci, da? De amor, să zicem. Băi, oamenii au trecut prin niște traume acolo. Da, păi uite-te, de exemplu, la Fleetwood Mac. Știi ce s-a întâmplat în istoria trupei Fleetwood Mac? Adică e foarte... Erau căsătoriți ceva, da. După aia n-au mai fost, după care au fost căsătoriți cumva cu ceilalți. E o chestie foarte ciudată, știi? Dar uite-te la ce au lăsat în urmă, știi? Nu știu neapărat dacă e vorba de, știi, ăsta să fie motivul real, că trebuie neapărat să ai o traumă ca să scoți ceva bun. Păi, da, ajută. Știi, asta e chestia. Adică în momentul în care... Sau probabil că așa văd eu situația, s-ar putea evident să mă înșel. În momentul în care ai o traumă, clar intri cumva mult mai în interiorul tău. Știi? Și înțelegi niște chestii nu neapărat mai bine, ci în alt fel. Înțelegând altfel, poți să și le exprimi altfel. Adică până la urmă despre asta e vorba. Adică uite, înainte să începem înregistrarea, vorbeam de concert. Știi? De concertul din The Pub. Acolo eu am deschis setul și prima melodie pe care am cântat-o, At the End of the Day, e o melodie care n-a mai fost cântată niciodată, nici la repetiții, nici băieții nu știau din band, știi? Și este compusă în căpșorul meu, știi? Dar este o chestie prin care eu am vrut să exprim ceva și atâta tot, că până la urmă nu sunt, nu știu, sau n-am fost niciodată încă, să fim optimiști, genul care să scrie versuri doar de dragul de a scrie versuri. Știi, adică eu trebuie să încerc să transmit ceva prin cântecele mele. Și până la urmă de asta am și ajuns la ideea asta de a îmi compune propriile cântece și tot eu mi le cânt. Știi? Pentru că indiferent cum le-aș scrie, dacă le-aș da altcuiva, nu ar avea nici experiența mea de viață, nici trăirile mele și n-ar putea să exprime aceleași lucruri pe care vreau eu să le exprim. Vorbeam de, hai să zicem, tipul ăsta de traumă care te bagă într-o poveste și începi să scrii piesele. Dar, dincolo de treaba asta, este și, văd cum funcționează și la mine din când în când, și nu atât de des cum mi-aș dori, și bănuiesc că este vina mea, este un tip de relație pe care începi să o dezvolți când stai în zona creativă cu muzele, știi? Ceea ce presupune întotdeauna, băi nene, peste 90, 99% muncă, poate se îmbunează instituțiile superioare și îți arată un puseu de inspirație, nu vreau să zic de geniu, că na, acum asta, să zicem, poate îi lăsăm pe alții să hotărească. Dar e un tip de relație cu muzele și probabil că și o zonă, o poveste de asta, hai să zicem, de amor care nu funcționează, facilitează cumva treaba asta. La tine cum funcționează asta? Adică cum se scrie o piesă și cum ajungi la... Păi se poate întâmpla, adică poate să fie și asta, clar, dar nu doar asta, adică pot să fiu și incredibil de fericit și să scriu o piesă datorită chestii astea. Știi, nu trebuie neapărat să fiu un găleată, să fiu pilaf, să fiu vai de capul meu, deprimat, îndraci sau știi. Într-adevăr, sunt diferențe. Sunt diferențe de stil când se întâmplă chestia asta, pentru că atunci când ești fericit... Upbeat. Da, upbeat. Știi, e un pic mai greu să faci chestii, vorba ta, touching, cum ai zis mai devreme, știi? Adică faza asta, în momentul în care scrii ceva touching, trebuie să evoce un pic de tristețe, într-un fel. Sau asta e impresia mea. Dar songwriting, nu știu, cel puțin la mine se întâmplă foarte organic, foarte natural. Nu trebuie să am neapărat un motiv, nu trebuie, știi, pur și simplu se întâmplă să-mi umble prin cap o linie de bas, de chitară, de voce, de nu contează, știi? Și pe linia aia îmi bazez cam totul. După aia se întâmplă la fel. În unele momente am deja versurile scrise pentru că am avut eu un puseu de brilianță cu toate ghilimele de rigoare. Într-o zi și am făcut niște versuri după care trebuie să pun muzică pe ele, dar mi se întâmplă și invers, să fac o linie melodică după care hai să vedem cam ce am putea să potrivim aici, știi? Cam metrică, ritmică, rimă, stil și așa mai departe. E, nu știu, eu nu-mi pun în cap, astăzi am descris un cântec, știi? Sau astăzi trebuie să termin nu știu ce, sau astăzi trebuie să, neapărat strofa aia trebuie să o bat în cuie. Eu nu fac chestia asta pentru că nu reușesc să funcționez așa. Adică, uite, în momentul ăsta eu încă am un job, da, care nu are treabă cu muzica. Acolo sunt foarte... Ca majoritatea muzicienilor din România.
a muzicilor din România, da. Acolo sunt foarte la linie, foarte la structură, știi? Pentru că fac project management. Asta, acolo trebuie să fiu la liniuță și la punct, știi? Aici, în ce fac eu, nu trebuie să fiu așa și mi-e mult mai bine, pentru că nu depinde nimeni în momentul ăsta, nu trebuie să, nu știu, într-o săptămână am deadline să dau nu știu cărei case de discuri cântecul ăsta, pentru că, sau nu știu cărui artist, dacă ar fi să-i scriu cuiva, știi, un cântec, pentru că altfel nu sunt plătit. Eu nu lucrez pe modelul ăsta. Asta știu, uite, mi-a plăcut de pildă în zona de traduceri. Îmi povestea cineva că traducătorii ăia șmecheri, traducătorilor șmecheri de pe piața românească nu trebuie să le dai deadline. Pentru că ei traduc și pe urmă mai revin asupra textului. E o treabă de genul ăsta. Dar mai e o chestie care m-a amuzat foarte tare. Primul meu film pe care l-am făcut, Balta Albă, este un rapper, un hip-hopper, un băiat foarte talentat care scrie versuri cu care eu rezonez din când în când. Și care mi-a explicat, zice, băi, maximul meu de inspirație vine în mahmureală. Înțelegi? Adică atunci când mă trezesc și nu știu de capul meu și vine durerea de cap, că știi că acum îți vorbesc în calitate de comisie de specialiști, da? Când ești mahmur și te trezești, da? În timp ce organismul își vine în simțiri, vine și durerea de cap, că nu e din prima. Înțelegi? El acolo se regăsea, acolo își găsea inspirație, acolo începea să arunce versurile alea șmechere, cu care mai rezonam și eu din când în când. Mai, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat chestia asta, în primul rând pentru că beau incredibil de rar, eu. Dar nimeni nu-i perfect. Adevăr, mulțumesc. Dar să știi că mi s-a întâmplat în mod repetat o chestie de genul să mă trezesc din somn. Și chiar, deci gândește-te undeva la, nu știu, 3 jumate dimineața, da? Somn, chiar de somn, pun mâna pe telefon, dau drumul la recorder, mormăi ceva în el, da? Pentru că eu asta visam, eu se întâmplă literalmente să visez muzică, știi? După care închid telefonul, încerc să adorm la loc și a treia zi reiau chestia asta, mă uit ce am înregistrat și din aia ies chestii. Uite, friul, de exemplu, din așa ceva a ieșit. Adică nu e o glumă, nu e, știi, hook-ul ăla de pe refren, știi? Ăla este gândit efectiv în somn, adică a fost o treabă de asta de m-am trezit, nu știam pe unde e telefonul, am dat record, am înregistrat asta și după aia cam de acolo a plecat. Am înțeles, așa funcționează. Te caută muzele în somn. Ok, am mai auzit, să știi, și oameni care să trezesc. Cred că și Michael Jackson funcționa așa. Avea un reportofon la capul patului, era treaba de genul. Are chestia asta pe care, uite, chiar a făcut-o, a demonstrat-o în proces. Știi că a avut câteva care a fost acuzat de plagiat și tot. Și omul și-a adus reportofonul de acasă, pentru că, apropo, el era un beatboxer genial, și a început să demonstreze cum făcea, știi, linia de chitară, linia de voce, linia de tobe, știi, și toată treaba asta era pe reportofonul lui, cu o casetă din 1900 toamna. Adică el chiar asta făcea și chiar a spus chestia asta, că nu era o treabă de, la fel, programată, știi? El în momentul în care avea o idee, dădea record, înregistra o chestie și ok, se putea uita la ea peste o săptămână, peste două, peste o lună, știi? Dar e așa chestia asta. Băi, este o constatare, nu un compliment, da, suntem între noi băieții. Ți-am mai zis, mie mi se pare că ai o voce foarte bună tu. Și am aici două curiozități, că mi-ai zis că nu bei, eu știu că majoritatea vocaliștilor, da? Înainte de cântare, trebuie să bagi o tărie pentru că ajută aici la, știi? Da. Nu, eu nu fac chestia asta. Am făcut-o de câteva ori prin vremea în care cântam cu Ten Times Treason, cu Andrei Grigore, pe, nu știu, cred că aș vrea să zic 2003-2004. Soțul domnului Navi. Soțul lui Navi, exact. Și la mine efectul este foarte ciudat, înțeleg de ce. Mulți care fac chestia asta, nu te gândi că le curăță corzile vocale sau ceva de genul. Le întărește un pic. Uh-huh. Și întărindu-le, ajung mult mai ușor la acute, la sunetele înalte. Eu, pe de altă parte, însă, având o voce de bariton grav, în majoritatea cazurilor, nu am nevoie. Atunci când trebuie să ajung la înalte, ajung la înalte destul de natural.
dacă se întâmplă să beau ceva înainte, mi se rigidizează prea tare corzile vocale. Și în momentul ăla nu mai am niciun fel de control. Mie personal. Știi? Adică e o chestie de obișnuință, probabil. Dar, again, am încercat. Adică nu e de parcă nu trebuie să faci chestia asta. Pur și simplu n-a mers la mine. Știi? Am o sensibilitate pentru anumite voci feminine. Pentru anumite voci, și feminine și masculine, dar o voce care, cum să spun, îmi ridică părul pe mâini, este Miley Cyrus. Păi da, da. N-aș băga mâna în foc că e mare compozăriță, dar ce a reușit să ia ea din rock and roll și să facă niște cover-uri, băi, excelent. Și am văzut-o într-un podcast la un moment dat și spunea o chestie foarte interesantă. Zice, băi, vocea, lasă că se modifică în timp, dar ajunge la un moment dat să colecteze. Și de asta e și mai gâjită, să colecteze toate mizeriile pe care le băgăm în gură, dar pe care le și scoatem. Și nu vorbea numai la propriu, da. Înțelegi? Vorbea și la figurat. Da. Da, mă rog, la ea e un pic mai lungă povestea. Ea a avut și problemele cu gâtul. Uite-te la Cyndi Lauper, știi? Care la fel, după operația de nodul, a devenit vocea răgușită, gâjită pe care o iubim acum. Corect. Habar n-am sincer cam cât de mult își scrie ea, Miley, revenind la Miley Cyrus. Habar n-am cât de mult își scrie ea. Știu că are destule melodii scrise de Jessie J, de Sia are câteva. Clar de Dolly Parton, pentru că n-ai cum în momentul în care ție n-ai. Cover-ul, da, am văzut unde am rezonat foarte mult, a fost un cover după Hole, cântat la show la Howard Stern ceva. Da. Și mai are, uite, anul ăsta de Revelion a avut un show cu Dolly Parton, știi? Și Dolly Parton i-a cântat Wrecking Ball, iar ea a cântat I Will Always Love You, care, să ne amintim, chiar este melodia lui Dolly Parton, nu a lui Houston, știi? Este foarte mișto, dar gândește-te că ea în mediul ăsta a crescut. Adică Dolly Parton este nașa ei, taică său, Billy Ray Cyrus, dar la fel, acum lasă cu Old Town Road. Gândește-te înainte, știi, că el fusese parte mare din scena Nashville. Știi? Ea chiar a crescut în mediul ăsta de muzică country. Ce face acum sau ce a început să facă după toată distracția cu Hannah Montana, știi, unde era pop și așa mai departe, e altceva. Dar uită-te, de exemplu, la... unde naiba a fost? În Rio, parcă? A avut ea un live unde a făcut niște cover-uri rock de stătea mânța în coadă, efectiv, adică ziceai că nu e adevărat. O să un Led Zeppelin, da, om dat. Exact, da, deci face niște chestii foarte, foarte, foarte mișto și are într-adevăr o voce unică, tip. Adică e, și la fel, de bună este foarte bună, adică s-o vezi la fel în live-uri, în post, în podcast-uri, când preia niște chestii deja înregistrate, știi, când dau drumul ei la acolo în stație. Dau drumul la un cântec și ea pur și simplu preia în momentul în care se întrerupe și nu prea se sizeze o diferență între vocea ei și varianta de studio. De când am pornit acest podcast, am avut deja trei nume, Cyndi Lauper, Miley Cyrus și Fleetwood Mac. Și în momentul în care te-am văzut pe tine la pub cântând, așa, mi-am pus această întrebare, zic, mă, în ce perioadă de timp am mai auzit... hai să zicem tipologia asta de muzică, pentru că îmi sună ceva relativ de acum 20. Anii 80-90 versus pare că e făcut, adică se vede că e făcut acum cu tot ce presupune asta, știi, și orchestrație și poate și felul în care, cum să spune, livrezi. Da, nimic. Am vrut să spun produsul, dar sună urât. Da, nu-i nimic. Așa, și asta era întrebarea. Care sunt rădăcinile? Băi, e foarte complicat. Chiar e foarte complicat. I know. Gândește-te așa, de crescut am crescut, de mama... Bine ai venit la Silviu Munteanu și prietenii. Exact, deci la întrebări deloc complicate. Mama este, mă rog, a fost ca și la pensie, a fost profesoară de muzică, la fel ca și mătușa mea, sora ei. Și așa am crescut, adică am crescut într-un mediu unde se asculta
țin minte asta când eram mic, orice, de la operă, la Tudor Gheorghe, la muzică populară, la muzică folk, mai rar, dar din ce în ce mai pregnant. După care am trecut eu la folk american, orice, de la, și vorbim de folk-ul vechi, da, John Baez, Bob Dylan, Janis Joplin. Anii 60. 60, exact. După care orice de la, nu știu, Crosby, Stills and Nash, de exemplu, la fel, tot anii 60-70 și după aia la rock. Și rock, cam tot. Adică, uite, și Fleetwood Mac, câteodată sunt categorisiți ca fiind strict rock, deși nu au doar muzică rock ei. Nu știu, The Mamas and the Papas, Beach Boys, care la fel ar trebui să fie rock, dar nu prea sunt. O grămadă, după care rock-ul mai sănătos. Dar uite, eu pot să trec prin absolut orice. De exemplu, astăzi ascultam Roxette de pe vremuri, știi, nu ultima perioadă de, nu știu, 5-10 ani. Uită-te la Perghesle, știi, ce ieșea din cap, ce chestii putea să compună omul ăla. Pentru că, până la urmă, ce ieșea ultimativ ca voce, ca nu știu, da, ok, era adaosul ei, dar compoziția era a lui, știi? La fel cum ne gândim la Thomas Holopainen de la Nightwish, care e creierul compozițional al trupei, știi? Deci, nu știu, am influențe cam de peste tot. Nu pot să zic că mă iau după cineva în mod special sau, știi, am avut norocul de a... Dar trece cam prin tot ce am putut să trec sau prin tot ce am vrut să trec, ascultând, ți s-a defocusat camera. Am văzut că mi s-a defocusat și așteptam să-și facă șerful, dar continuă, că uite, ne-mi prieteni. Da, se rezolvă. Deci am avut norocul să trec prin toate chestiile astea și cumva să-mi aleg ce mi-a plăcut mie mai mult, știi, din toate. Și cumva tot amestecul ăsta, tot amalgamul, tot melanjul ăsta a rezultat în ce fac eu acum. Nu știu, acum într-adevăr merg poate un pic mai mult pe ideea de folk rock, poate alternativ uneori, oriunde între anii 80 și anii late 90s, știi? Ca stil. Am să spun o treabă și aici, uite, îți vorbesc de piesa Free, de pildă, că asta am ascultat-o cel mai mult. Poate să fie, este un există acest stil goth. Da. Așa, și are și variantele lui mai spre pop. Da. Cum ar fi, dacă pot să-ți dau un exemplu, s-ar putea să-l știi, The Mission, UK. Da, da, da. Știi? Mi s-a părut că piesa ta duce un pic în zona aia. Duce un pic, e și aportul lui Andrei. Andrei a produs piesa asta, știi? Mhm. Da? Pentru că la un punct devenise un pic cam prea dark, deci chiar era spre stilul ăla goth. Și am făcut-o un pic mai bright. Și de la voce. Da, exact, și de la voce. Am făcut-o un pic mai bright, am făcut-o un pic mai happy, știi? Mm-hmm. De asta s-a dus așa un pic înspre ideea de pop. Dar da, în general, cumva și ca armonică, și ca vorba ta voce, și ca feel, da, e foarte, foarte mult din got. Mai de toamnă, așa, octombrie. Mai de toamnă, da. Te uită cum ninge decembrie, că asta am auzit-o acum două zile. Ce primăvară frumoasă avem. Dar da, da, da. Cum e? Stai că am citit una bună zilele astea. Uite că iarna e și ca vară sau... Da, da, da. Exact, da. Da, nu, e foarte ciudat. Dar da, mai spre toamnă, știi, cumva. Nu neapărat depresiv, că nu trebuie neapărat să fie depresivă muzica, știi? Da. Puțină, da, melancolie, puțin de poftă. Exact, am pe tipul. Dar da, cam încolo cred că am eu rădăcină, sau măcar rădăcină pe care mi l-am făcut eu, știi, pe care tind eu să le accept. Folk rock spre alternativ, again, undeva între anii 80-90-2000. Păi și unde ești acum exact? Că vrem, na, poate disc, poate, nu sunt multe piese. Eu personal, sau la mine, n-au ajuns foarte multe piese. N-au ajuns pentru că nu sunt încă terminate în sensul de înregistrare. Asta știi că durează. Evident e Friu, care e gata, e și lansată și tot. Urmează undeva, sper eu, prin februarie, Fallen Angels, care este un duet cu Navi. Și asta este gata, înregistrată, urmează mixată, sper eu, undeva în următoarea săptămână. Și după ce este gata mixată, o să facem și un videoclip. Ne gândim să vedem cum facem videoclipul, dar o să fie o surpriză, clar.
Și atunci o să și lansăm. Și eu mai am câteva, cred că 4, care sunt complet gata din punct de vedere structural, compozițional tot. Una dintre ele, cred că mai am de lucru la ea 3-4 zile ca să termin de înregistrat complet. Și instrumentalul și producția și tot. Iar celelalte două sunt în faza de începem înregistrarea. Știi? Asta durează. Durează până cumva transformi ideea asta. Gândește-te că tot ce fac eu pornește de la o idee absolut acustică. Știi? Uh-huh. Forma asta în ce s-a întâmplat în Free nu este neapărat o chestie nici simplă, nici de scurtă durată. Știi? Plus că trebuie să iei în calcul și faptul că trebuie să te duci la studio să înregistrezi, trebuie să aștepți să iasă totul cum trebuie, după aia trebuie să, hai să vedem ce mai bine la ea, poate n-a ieșit ceva cum trebuie, nici în instrumental, nu știi, mai retragem la așa. După asta mixul, după asta hai să vedem cum o lansăm. Asta e chestia, e cumva material, strict dacă e vorba de material, eu am în momentul ăsta material de cel puțin un album, fără să mă chinui. Păi uite, asta voiam să te întreb, pentru că eu sunt destul de vechi pe acest pământ, da? De pe vremea când se lansa un disc pe vinil, CD, casetă și pentru mine personal era foarte important să înțeleg, să zicem, și munca producătorului, că era foarte importantă a treia sau a patra piesă sau întotdeauna că o asculți pe prima, dar a doua trebuie să fie neapărat într-un fel, știi? Și așezarea lor pe disc făcea parte din actul de creație, dacă vrei, știi? Păi da, pentru că trebuie să ai un flow, știi? Adică trebuie să... Da, și dacă... Tot, hai să zicem, mai dat bani ca să, că ți-a plăcut o piesă de la muzicianul X, da? Să zicem, i-ai cumpărat CD-ul, băi, vrei să-l asculți pe tot. Tu, persoana, am văzut că lumea nu mai funcționează neapărat așa, sau muzicienii nu mai funcționează neapărat așa. Băi, avem un clip, hai să-l lansăm, avem o piesă, hai să-l lansăm, dar mai mult de atât, băi, eu vreau discul, vreau... Na. Asta vreau și eu, adică planul pentru anul ăsta ar fi să scot cel puțin un EP, dacă nu un album întreg. Asta zic, material am, problema este timpul, problema e sincronizarea, problema e cât durează ca să facem fiecare piesă. Știi? Materialul este acolo, materialul există. Uh-huh. În cel mai rău caz, nu știu, că vor mai fi mici, absolut minore, modificări în structură, înainte de înregistrare, evident, nu după. Dar chestii care mie mi-au o jumătate de oră. Adică am avut, uite că mă întreba cineva zilele trecute, băi, ție cât îți ia să scriu un cântec? Știi? Habar n-am cât îmi ia să scriu un cântec. Literalmente am avut cântece pe care le-am scris într-o jumătate de oră, fără să mă chinui. A fost un moment din ăla în care a curs totul de la 0%, știi, fără niciun fel de intervenție din partea mea, cumva am canalizat și atât. Și am avut cântecele în care am muncit la ele 3 săptămâni. Am mai auzit povestea asta, spre exemplu, știu, sunt pasionat de Bowie. Uh-huh. Și știu de pildă că în perioada lui de anii 70, când a apărut Changes, da? Aia a fost o piesă scrisă într-o jumătate de oră, pentru că mai trebuia o piesă pusă pe disc. Da. Înțelegi? Și hai să mai facem una așa, pe repede înainte și uite ce a ieșit. Exact. Și la mine e, sincer, destul de simplu. Eu sunt obișnuit să lucrez cu lupere, de exemplu. Mm-hmm. În momentul în care lucrez cu un lupăr, mie mi-e foarte ușor să creez o structură, știi? Și dacă am reușit să creez structura aia pe care, nu știu, pot să o fac într-un interval de timp care poate să dureze oriunde de la 2 minute la 10, băi, dar în 10 minute am deja o structură. Știi? Nu e ceva absolut imposibil. Nu neapărat pentru mine, pentru nimeni. Atâta timp cât ai un looper și îți pui niște idei acolo și poți să faci un build-up pe ideile alea, că asta e toată ideea unui looper, știi, să faci layerele, poate să-ți iasă. Și chestia asta pe mine personal mă ajută foarte mult. Având experiența looping-ului, știu exact ce înseamnă să pui layer peste layer sau ce să scoți și ce să mai adaugi, știi? Și de asta mie mi este foarte, foarte rapid procesul ăsta. Adică, majoritatea melodiilor mele nu știu dacă iau mai mult de câteva ore grosso modo, făcute până la gata, asta e structura, bătută în piatră cu asta, știi, bătută în... Da. Dar te vezi așa într-un live de o oră cu niște visual-uri, cu treburi, cu... Măi, da, sincer, da, pentru că, uite, o să dau un pic din casă acum.
Mie poți să-mi spui. Da, sigur, ție și doar ție, aici am privat. N-o rămâne între noi. Exact. Majoritatea clipurilor mele cred că vor fi de fapt lyric videos sau visual videos. Cam asta o să vreau eu să fac. Știi? Uh-huh. Și da, nu am niciun fel de problemă să fac un show de oră cu ceva de genul ăsta în spate. Deloc, pentru că până la urmă, uite, dacă stai să te gândești la... Deci acum urmează Tennis, Fallen Angels. Da, asta e următoarea ca lansare, piesa cu Navi. După Fallen Angels este una care se numește Who Knows Where. Pe Who Knows Where, mă rog, și pe Fallen Angels, și pe Free, sunt o grămadă de voci în fundal. Da? Vocile sunt ale mele. Layer, da. Deci alea sunt făcute de mine. Fiecare layer este făcut de mine. La Fallen Angels, Navi are două. La fel, ea și-a făcut două voci ale ei, două layer ale ei. Și eu cred că am vreo 3 sau 4. Dar ideea este că într-o chestie de asta vizuală, știi, într-un show vizual, mai ales dacă ai și un pic de ajutor să pui niște versuri acolo, știi, poți cumva să le dublezi, poți să-ți vină din spate niște chestii, poți să accentuezi niște cuvinte pe care tu, ca scriitor, pe post de cantautor, să zicem, știi, le vezi cu mai mare însemnătate, știi? Poți să le faci în felul ăsta și cumva să-i faci și pe cei din public atenți la chestia asta, pentru că nu trebuie neapărat să se uite la tine, care, știi, mai ales că, uite, eu sunt și chitarist. Adică Navi are foarte marele avantaj de a se putea plimba pe scenă, știi? Și ai văzut că se plimbă dintr-o altă comunică. Și Angus Young acum, na. Da, dar nu chiar în altă. Eu sunt cumva mai static, știi? Eu sunt prins în spatele microfonului cu o chitară. Și da, de ce nu? Chiar nu am niciun fel de problemă să am viziunea asta, știi, de a face un visual show cu mine cumva undeva într-o parte a scenei, știi, și cu ecranul luând primul loc, da. Știi ce voiam să te întreb? Uite că mă gândeam acum, de pildă, dacă ai putea să-ți încarci într-un AI o piesă și să-ți genereze imagini. Asta n-am încercat. Am încercat Unul la mână, scuză-mă că o să spui imediat tot. Și dacă ai mers pe în zona asta de aici, dacă te-ai plimbat un pic să vezi cum funcționează lucrurile și dacă te ajută. Da, poate să ajute, poți să ai și niște rezultate absolut oripilante câteodată, dar poate să ajute. Problema cu asta este faptul că în momentul în care ai ceva generat de un AI, știi, poți să faci niște tweak-uri, dar trebuie să regenerezi totul, știi? Uh-huh. Adică AI își generează un videoclip, să zicem, bazat pe o serie de versuri, dar dacă a făcut undeva o greșeală care ție nu, sau, nu știu, a interpretat ceva într-un hal în care ție nu-ți place, tu nu poți să schimbi doar momentul ăla cheie. Tu trebuie să-i zici, regenerează, știi, scoțând aia sau înlocuind chestia aia, adică trebuie cumva să o iei de la capăt. Nu e o idee rea, mai ales în vedere încotro se îndreaptă AI-ul, știi? Uită-te la toate articolele cu, știi, picturile AI. Sau există și acum deja videoclipuri făcute cu AI, știi? Sau cu textele. Dar uite, asta voiam să zic. Am făcut un test. Am pus versurile mele. Știu care. Cred că de la At the End of the Day. Le-am pus în ChatGPT. Okay? Și am zis, please improve the lyrics. Hai să vedem ce ți iese. Fă-le mai bune. Știi? Nu. Nu. Adică sub niciun fel de formă. Ce a ieșit da, acolo. Sau probabil nu încă. Eu am văzut două treburi care m-au, mă rog, mi-au atras atenția în AI. Odată, un articol recent, Nick Cave spunea că a intrat și a scris să îi genereze o piesă în stilul Nick Cave și a ieșit un dezastru. Versus am un canal de YouTube pe care îl mai urmăresc din când în când, care generează heavy metal de un anumit tip, da? Pe bandă rulantă de câteva luni de zile a ajuns la piesa 16.000, 17.000 și nu știu ce. Și sună, dacă vrei, în stil meșuga cumva și nu iese din schema aia, cel puțin deocamdată, dar ce e foarte interesant, a început să aibă și armonii. Okay. Știi? Adică e un început, în condițiile în care am citit un articol zilele astea că poate să scrie și o lucrare de diplomă. Deci... Da,
da, se poate face. Chestia cu armoniile, sincer, la nivel logic, nu e chiar atât de grea, pentru că e tot bazat pe matematică. Atâta timp cât cineva și-a luat timpul ăla ca să explice unui AI cum se fac armoniile, după aia e destul de simplu. Ăla n-are de fapt decât de executat mai apoi, după ce are exemplele. Dar asta nu e grea. Gândește-te că avem atâtea, nu știu, inclusiv eu, procesor de voce pentru live-uri, știi? Care îmi generează niște armonii vocale bazate pe ce cânt eu și pe ce cântă chitara. Adică cumva își ia ca notă de referință nota mea vocală, își ia ca armonie, ca armonică, armonie de referință ce cânt eu pe chitară și între astea două generează o a treia, o a patra, o a cincea voce care să fie undeva înfundat, știi? Care și aia are o infinitate de posibilități. Exact, adică poate să fie orice de la, nu știu, secundă, terță, terță mărită, terță diminuată și tot așa. Adică sunt o grămadă de chestii. Cum spui tu? Cum spui și apoi mâncăm. Deci sunt chestiile astea deja există. Faptul că au ajuns deja în AI nu e o surpriză, era doar o chestie de timp, dacă mă întreb, ca de altfel absolut orice. Pentru că în, nu știu, probabil următorii 2 ani o să vedem niște salturi exponențiale în ce poate să facă AI. Am văzut tot așa zilele astea, am mai citit un articol că a apărut primul boy band sau girl band în AI. N-am stat să ascult, nu mi-am bătut capul, dar m-am gândit la un moment dat, știi, din când în când, așa, hai să zicem, o dată pe generație, calculând o generație la 10 ani, ai niște vârfuri de-astea, de pildă anvergura lui Beatles, da? Și mă gândeam, băi, oare următorul Beatles sau următorul Metallica, ceva de anvergura aia, o să fie cumva AI? Pentru că dacă iau, hai să zicem, aș putea să iau 100 din cele mai bine vândute discuri ever, da? Din pop rock, da? Și să le bag acolo și dă-mi 10 piese. Ce-mi iese acum? Ce o să-mi iasă peste 2 ani? Eu văd perfect posibilă chestia asta. Gândește-te că mai aveam niște discuții la un punct cu niște prieteni și muzicieni și non-muzicieni. Adică pe tine nu te îngrijorează un pic că... Ba da, pentru că uite, exact asta spuneam, adică ai, știi... Putea să genereze 10 ca tine. Ba da, clar că da, clar. Și știi, 10 ca mine și care să nu falseze niciodată. Sau care să nu, cărora să nu li se taie respirația în mijlocul unei note, sau care, știi? Adică să cânte perfect. Și da, până la urmă gândește-te că, știi, notele muzicale sunt finite. Adică combinațiile pe care le poți... Uită-te la celebrul exemplu de Four Chords, știi, alea patru acorduri în care poți să cânți aproape orice cântec, știi? Că aia e o chestie absolut genială. Dar la un punct, da, va exista o finalitate cumva, din păcate, sau așa văd eu, poate că sunt prea pesimist, o finalitate a muzicii. E un moment în care nu mai poți să treci. Întrebarea este dacă poate să-și genereze și emoție. Că aici e... De ce nu? De ce nu? Pentru că până la urmă, știi, gândește-te așa, că dacă asculți ceva, neștiind că e scris de un AI, de ce nu genereze emoție? Până la urmă, muzica asta face. Ok, că primele încercări s-ar putea să fie complet atonale și să te zgârie un pic pe urechi. Știi, da, dar se poate trece peste asta. Și gândește-te că există și reversul medaliei. Sunt atâtea cântece care nu îți evocă absolut nimic. Știi? De ce nu ar putea un AI care nu are emoții să îți genereze o emoție dacă scrie o piesă bună? Știi? Sau o tranziție bună sau o linie melodică foarte ok. Pentru că până la urmă asta te lovește, nu te lovești doar versurile. E vorba de rest. Ce voiam să te mai întreb? Voiam să te mai întreb o chestie și anume, uitându-mă la, hai să zicem, pop culture-ul ăsta, de când s-a inventat el, da? Am avut anii 70 cu ABBA, foarte glamorous, am avut rozul anilor 80, știi? Părul tapat, da? Și uite, mai am un exemplu, am avut The White Album, da? Și Jesus Christ Superstar, da? Anii 60-70, în anii 90 am avut The Black Album și Antichrist Superstar, știi? Și lucrurile acum, băi, dacă stai să te uiți la un canal
TV, să zicem, care îți dă muzicile care se fac acum și clipurile care se fac acum, băi, sunt din ce în ce mai creepy. Pop culture-ul ăsta a ajuns foarte creepy. Da, da. Și nu vorbim de un tip de, hai să zicem, melancolie și, știi, nu, nene, creepy, creepy. Adică... Da, e o întunecime foarte, foarte solidă în ea. Dar e peste tot. Dacă te uiți la... Uite, toată lumea se uită la filme, știi, se duce la cinema. Uită-te la ce a însemnat Superman, vorbim de Christopher Reeves, da? Mm-hmm. Trei filme Superman. Cu el, cât de luminoase erau. Și gândește-te că subiectul în sine nu era chiar happy-go-fucking-lucky, pentru că în al treilea omul își pierde puterile complet și devine deprimat, știi? Și uită-te la The Man of Steel. Oricât îmi place mie și chiar îmi place foarte tare de Henry Cavill, cum îl joacă pe Superman, dar uită-te la cât de dark este filmul, cât de întunecat este totul și cât de pesimist este totul. Știi? Și chestia asta, da, se transmite cam peste tot cumva. N-aș vrea să zic că am ajuns toți niște blazați și că nu ne mai emoționează nimic dacă nu e dus la extreme, dar câteodată așa pare. Știi? Dacă nu este ceva care să șocheze, dacă nu e ceva care să fie foarte dur, foarte creepy, vorba ta, știi? Parcă nu mai simțim atât de ușor chestiile, parcă nu ne mai lovesc atât de tare. Cred că Alice Cooper spunea o treabă de genul ăsta într-un interviu, zice, băi, eu eram shock rocker, da? În anii 70 cu ghilotină, nu știu ce, acum te uiți la CNN și... Chestia asta în viața de zi cu zi, nu ca să te duci la un show care știi că asta va face. Am mai văzut Grimes, de pildă, a scos un disc despre, este a space opera, da, în care personajul principal este o lesbiană generată AI care trăiește o poveste de amor cu o persoană care a comandat această femeie să-i țină de urât sau o treabă de genul ăsta. N-am avut încă onoarea, plăcerea, cum vrei să spui, de a vedea. Nu, dar s-a ajuns aici acum, știi? Da, again, și vorbim despre valoarea de șoc sau factorul de șoc. Și asta e, da, ai completă dreptate în ce spuneai cu Alice Cooper, știi? S-a schimbat cumva toleranța noastră sau pragul nostru de toleranță față de ce numim șoc. Uite-te la ce se întâmplă peste tot în lume, știi? Adică sunt zilnic atâtea... Asta mă întrebăm, dacă este cumva premonitor sau probabil este și una și alta. Ba este premonitor, ba este, cum să spun, o oglindă. Cință, da, da, cred că sunt ambele. Cred că sunt ambele cumva. E o chestie, adică știi, era vorba aia că suntem produsul vremurilor noastre. Băi, da, câteodată chiar suntem. Și chestia scapă asta... cine poate. Da, scapă cine poate. Dar chestia asta se traduce în tot. Asta e partea și bună din anumite puncte de vedere, pentru că, știi, poți să fii actual, poți să fii, nu știu, la curent cu bla bla bla, poți să pui, uite-te la cei care fac political statements, știi, în cântece. Dar partea proastă e că, da, ne-am cumva desensibilizat. Asta e chestia. Și cumva oricine cântă, oricine creează niște chestii, trebuie să meargă din ce în ce mai departe ca să-și transmită mesajul unei lumi desensibilizate. Știi? Este trist, sincer. Dacă mai e o treabă. M-am uitat pe o statistică a lui Spotify. Așa. Da? Nici nu știu dacă să mă îngrijorez sau nu. 80% din consumatorii de Spotify ascultă classic rock. Ce presupune că tu, muzician tânăr, da, nou pe piață, venind acum, șansele tale ca să faci oarește performanță, hai să zicem până la urmă să trăiești din treaba asta, da, este să fii în aia 20%. Da. Da. Ceea ce complică lucrurile și mai tare. Da, dar pe de altă parte asta a existat cam întotdeauna. Gândește-te că, uite, istoric vorbind, nu e de parcă în anii... oricare vrei tu, 60, 70, 80, se făcea mult mai multă muzică bună decât se face acum. Și gândește că noi știm acum hiturile, știi, top of the charts. Adică ce era, sau ce am numit noi pleavă acum, nu mai există în memoria colectivă. Știi, a dispărut, sunt piese absolut obscure, trebuie să știi de ele ca să le cauți și așa mai departe. Acum însă este diferența dată de faptul că atunci, în momentul în care era ceva care nu era wow,
nu era foarte bun, era imediat dat uitării. Știi? Acum poate să fie ceva absolut execrabil și este postat pe oriunde, pe YouTube, pe Spotify, pe Deezer, pe Twitter, pe ce naiba mai e, Pandora, nu știu. De servicii de streaming și sunt acolo, știi? În momentul în care, știi, ai chestia asta de totul este publicat, nu prea mai ai cum să scapi de ele. Și da, clar îți va da impresia că există atât de multă muzică proastă în momentul ăsta, pentru că este totul available și este aici, poți să te uiți la el. Pe vremea aia nu aveai chestia asta. Știi? Scotai un disc, dacă era pilaf, nu ți-l cumpăra nimeni și la revedere, intrai în obscuritate. Asta era, știi? Da, cred că e mai complicat aici un pic. Spre exemplu, eu am o pasiune când mai am timp să-mi pun muzici, da? Când am timp să-mi pun muzici și nu reascult la nesfârșit acele câteva trupe artiști și așa mai departe, găsesc pe YouTube o grămadă de discuri obscure din perioada asta de anii 70, unde se și experimenta mai mult. Băi, deci am găsit realmente niște capodopere, știi, care n-au fost de mare... Da, dar nu marketuite cum trebuie, nu lansate cum trebuie, nu... Probabil, da. Erau și vremuri mai sălbatice. Bine, și acum, atunci, da, și acum... Da, asta zic. Dar pe de altă parte, nici n-aveau motorul ăsta pe care îl avem noi acum de marketing, de împins chestii, pe, știi, de băgat chestii pe gâtul altora, fie că vor sau nu, știi? Noi îl avem. Pentru toate chestiile bune, dar din păcate și pentru chestiile rele. Avem chestia asta, adică putem să punem absolut orice vrem noi pe YouTube, știi? Și poate deveni viral. Era, nu știu, Will Smith spusese la un punct o glumă, ceva de genul că se bucură incredibil că el când a crescut nu exista Facebook, știi? Pentru că nu a putut nimeni să posteze undeva pe un live toate tâmpenile pe care le-a făcut când era copil, știi? Cum se întâmplă acum? Că vezi, nu știu, filmări cu bătăi în clase între elevi sau, știi? Adică totul este disponibil, știi? Și marea glumă aia că mai țineți minte că în anii 1700 se presupunea că suntem proști pentru că n-am avut acces la informații? Ei bine, nu asta era problema. Se pare că nu, da. Plus mă amuzam, spre exemplu, zic, bă, o să povestesc într-o zi nepoților mei, da, că sunt născut înainte internetului. Da. Tehnic. Eu sunt născut tot înainte internetului, că na. Când a fost? 93? Cam pe acolo, da. Pe acolo. Da, am luat cunoștință cu el prin 95-96, prin modemurile alea. Da. Era, văzusem, uite, apropo de clipuri tâmpite, știi? Văzusem treaba asta undeva pe 9gag, că puneți-le copiilor voștri sunetul ăsta ca să vedeți cum reacționează. Și era un sunet de modem și toți erau, ce naiba aia, ce se aude, ce s-a întâmplat, ce a pocnit, ce, știi? Că nimeni nu mai ține minte chestiile astea. Să, nu știu, ne lua câte zile să downloadăm un film pe vremea aia, știi? Prin dial-up. Erau chestii cu care până la urmă noi am crescut. E, știi, afluxul ăsta de informație în momentul ăsta e nociv, dacă mă întreb pe mine. Pentru că este foarte, foarte, foarte greu să diferențiezi între ce e bine și ce e rău. Tu pur și simplu ești asaltat de informație. Și nu mai faci diferența între bine și rău, și revenim la shock value, știi, sau la the shock factor. Ai atât de multă informație încât nu mai poți să reacționezi emoțional la chestia asta așa cum ar trebui. Te duci pe TikTok, te apuca amocul ce vezi acolo, Dumnezeu. Am refuzat am TikTok, am reușit să fiu convins, dar am postat 2-3 chestii, dar nu mă uit pe TikTok. Jur că nu-l deschid, efectiv. Adică alea sunt acolo doar ca să postez câteva live-uri și atât. Nu mă uit pe el. Știu ce spui. Îmi puneam la un moment dat această întrebare. Zice, băi, zic, faptul că beneficiem acum de social media, de pildă, ne arată mai mult cât de proști putem fi? Sau... era o glumă mai veche făcută de un stand-up comedian australian, Jim Jefferies, și zice, bă, zice, înainte, știi ce zic, nu? Da, zice, înainte când futea unul o capre, da, era el în vârful muntelui, acum intri pe Google și afli că e o comunitate. Exact, da. Nu, da, asta e o întrebare, știi, ne arată mai bine, vedem mai limpede cât de proști suntem, sau social media și facilitează genul ăsta de comportament?
Uite-te ce microfon am, da? Știi, m-am văzut, nu pe TikTok, dar am văzut pe cineva care făcea review-uri pe TikTok. Era o domniță care, de pildă, face milioane de view-uri și trăiește din asta, trăgând pârțuri. Și tocmai aș arăta noul microfon cu care, înțelegi? Să prindă frecvență cum trebuie. Da, da, da. Și dincolo de treaba asta venim noi. Eu cu treburile mele, tu cu făcând muzică, da? Și bă, hai să ne auzi și pe noi. Da, da, exact. Mă rog, nu știu dacă ar fi bine să spunem că avem același tip de microfon ca domnița respectivă. Poate de acolo se mai adaugă niște viuri, știi? Nu, e... Sincer, cred că sunt ambele, dacă mă întreb pe mine. Adică și facilitează comportamentul ăsta și provoacă la fel comportament. Pentru că uite-te la idioțenii, la cât de mulți copii mor făcând challenge-uri de pe TikTok. Nu vreau să știu, da. Adică știi, sunt chestii care... Am auzit, da. ...asupra lor. Sau uite-te la zilele trecute citeam o știre care mi s-a părut absolut halucinantă. Că undeva în Timișoara nu mai există medicamente pentru diabet. De ce? Pentru că cineva pe TikTok a postat că se poate, injectabilă vorbim de insulină, da? Că se poate slăbi incredibil de bine și incredibil de rapid dacă îți injectezi insulină, dacă ești sănătos. Păi există un grăunte de adevăr în chestia asta, și anume în state a fost dezvoltat la sfârșitul anului trecut un medicament care încă e în probe, adică n-a fost aprobat de FDA, nu este la vânzare, nu nimic, pentru diabet. Deci medicamentul ăla a fost dezvoltat pentru diabet. Într-adevăr, unul dintre efectele secundare este că slăbești în dragi. Dar ce s-a întâmplat este că cineva a auzit medicament pentru diabet slăbit în dragi și ăștia au luat cu asalt farmaciile. O farmacie din Timișoara spunea că mai are 3 fiole pentru oameni care au nevoie de chestia asta ca să trăiască. Știi? Dar fiolele alea au fost cumpărate de oameni care vor să slăbească injectându-se cu insulină. Și evident că asta nu face absolut nimic. Asta zic, știi, comportamentul ăsta efectiv se propagă prin niște tâmpeni. Nu știi cine e omul ăla, nu știi de unde și-a luat informația, dar tu ai văzut pe TikTok și faci treaba asta, pentru că uite, este viral. O chestie pe care o făcea Bowie, de pildă, la un moment dat, și povestea despre asta și de asta voiam să te întreb și pe tine, zice, măi, eu scot aceste discuri și ele, așa, per total, sunt ca o capsulă a timpului. Adică descriu în tocmai acea perioadă de timp și cum mă raportez eu la treaba asta. Ai demon... cu ghilimele de rigoare de ăștia, să intri în zona asta de... scot un disc, el trebuie să fie o amprentă a acestei perioade. Vii și din zona aia de folk, ai zis că ai băgat, uite-te la versurile alea, nu știu cum reține atâtea versuri Bob Dylan, știi, povești întregi. Da, nu, că știu, eu am probleme reținând în propriile versuri cu data, dar... sincer, nu. Adică am ca influență, evident, muzical, chestia asta, dar nu cred că vreau să rețin amprenta lumii în care trăiesc eu. E mai degrabă amprenta lumii mele, dacă pot să zic chestia asta. Știi? Păi da, asta ziceam, prin filtrul tău, bineînțeles. Nu. Pe asta zic că e o diferență între lumea în care trăiesc eu și lumea mea. Lumea mea în sensul de interiorul meu. Știi? La asta mă refer. Uh-huh. Pentru că nu cred că sunt sau voi fi vreodată în măsură să fac vreun political statement sau să am în spate 1000 de oameni care să zică da, băi, uite ce dreptate a avut ăla despre nu știu ce situație socială. Știi? Nu neapărat că nu mă interesează, că n-are cum să nu mă intereseze, pentru că asta e lumea în care trăiesc. Dar nu mi se pare că ar trebui neapărat să aibă legătură cu muzica mea. Nu cu muzica în general, cu muzica mea. Mm-hmm. Ce fac eu este efectiv canalizarea unor trăiri, canalizarea unor senzații, unor momente pe care le am eu cu mine și care s-ar putea să ajute pe alții. Pentru că, uite, de exemplu, Free, chiar am avut, indiferent cât de ciudat ar părea feedback-ul ăsta, că Free te eliberează. Până la urmă, despre asta este vorba, despre a te găsi pe tine însuți. Nu neapărat prin melodia asta, dar prin ce faci tu, prin, știi, a ieși dintr-o... Whatever demons we got to set them free. We have to set free, da. Știi? Și până la urmă, asta vreau. Despre asta e muzica mea, știi? Să încerc să fac alți oameni aware, știi, să-i fac conștienți de niște trăiri pe care poate le au și poate nu și le exprimă,
dar le pot ecua cu una dintre melodiile mele. Până la urmă despre asta e vorba pentru mine. Măi, vreau să vorbim un pic de o chestie care pe mine m-a impresionat. Sunt total afon la cântat. Am avut și trupă la 15 ani. Da, eram vocalist și am încercat să cânt și la bas și nu prea mi-a ieșit. Mă rog. Nu prea mi-a ieșit, cred, în primul rând. Știi, e o treabă de... am constatat următorul lucru și anume că chiar dacă ești lipsit de talent... Dau acest exemplu extrem. Jimi Hendrix e unul din aia care s-a născut în butoiul cu talent, știi? Dar dincolo de treaba asta sunt foarte mulți oameni care muncesc foarte mult, da? Pot să-ți dau exemplu celălalt. Lou Reed. Lou Reed nu știe să cânte. Păi, nu știe, dar are frazarea și știe să o facă din chitară și din nu știu ce și niște versuri, destul multă poezie acolo, știi? Și reușește să fie foarte catchy. Am făcut paranteză la paranteză și mă știu unde voia să ajung etatea. De la CNP. Da, știu ce voiam să spun. Dar dincolo de treaba asta, e treabă de foarte multă muncă. Este. Da. Da, chiar este. Și asta spuneam, că dacă muncești foarte mult, la un rezultat ajungi, până la urmă. Eu n-am avut acest demon, m-am băgat în zona asta mai de media, știi? Și zic, bă, n-am niciun talent la cântat, dar hai să mă ocup altfel de muzică. M-am apucat să fac filme, să fac emisiuni la radio și așa mai departe, știi? Nici nu știu dacă mi-ar fi ieșit până la urmă ceva. Plus că și aici am eu o problemă și asta mi se pare cum interesant cum reușești de pildă tu să te canalizezi. Ascult atât de multe muzici din atât de multe stiluri și mi-ar fi foarte greu să aleg, bă, eu cânt asta. Dar nici eu nu pot să zic aleg, că până la urmă... Uite, pot să iau o linie de bas, știi, să-mi vină o linie de bas care sună foarte pop. Nu înseamnă că o să o cânt pop, pentru că eu nu pot, nu e stilul meu, nu e vorba de faptul că aleg eu să mă duc pe stilul ăsta folk rock. Nu, pur și simplu este chestia care îmi vine mie natural, știi? Am înțeles, ok. Când vine vorba de muncă, uite, un exemplu absolut genial a fost The Ginger Menace, Ed Sheeran. Deci el are la un punct, într-un interviu, spunea că i-a zis cineva, mamă ce talentat ești, știi că tu ești ăla care... Și într-adevăr, omul cântă foarte bine. Înțeles că a fost top de vânzări chiar peste Rolling Stones la București, de bilete. Exact, deci are succes, are, știi? Și povestea chestia asta, că tu ești cel mai talentat om. Nu, și-a scos telefonul pe care avea o înregistrare făcută acum vreo 10 ani cu el încercând să cânte ceva. Păi, te speriai. Deci omul a făcut mișto de el în momentul ăla, fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de regrete, știi? Și a zis, nu, ce înseamnă este incredibil de multă muncă. Deci ce ieșea din el pe înregistrarea aia, te speriai, efectiv, ți se încrâncenea pielea pe tine, falseturi, rata chestii la chitară, adică toate, nu era una, știi? Tot ce se putea greșea, fără niciun fel de problemă. Și da, treaba asta cu munca, uite, chiar uită-te la Dave Mustaine. Știi cum a ajuns el vocalistul de la Megadeth? Pentru că n-a găsit vocalist. Uită-te la Phil Collins, care a ajuns vocalul de la Genesis, pentru că după 6-7 interviuri cu potențial vocal după ce a plecat Peter Gabriel, n-au găsit pe nimeni și ăsta într-o repetiție a început el să cânte. Și, wow, stai un pic, că tu chiar poți să cânti. Știi? Adică sunt momente de-astea în care, mă rog, universul universează, vorba tot navică, ea are vorbele astea, în care se întâmplă niște chestii, orică-s coincidențe, orică e vorba de incredibil de multă muncă în spatele lucrurilor ăsta, dar se poate, da. Și știi ce, voiam să spun ceva amuzant, mi se pare amuzant. Și anume că muzician fiind, știi, ai dat și cu nasul în zona asta de metale și de obicei cam orice muzician care dă cu nasul în zona asta de metale, băi, acolo se duce. Probabil că e foarte provocator instrumental sau... Este, uite-te, gândește-te la... Deci cumva ai scăpat. No, e discutabil, să știi, imediat îți spun și de ce. Dar gândește-te la Dimmu Borgir, da? Că toată lumea știe Dimmu... Păi, toți oamenii ăia sunt absolvenți de conservator.
Ok, nu știam asta, da. Ba da, la fel ca... cum îi cheamă? Apocaliptica. Nu, lasă Apocaliptica. Nu, tot ceva... Danny something, tipul ăla care cântă foarte pițigăiat. My Dying Bride, aș vrea să zic. Tot ceva foarte, foarte black metal, da? La fel, toți sunt absolvenți de conservator. Rock-ul, în general, este un stil de muzică foarte complex. Ok, sunt și altele. Uită-te la ABBA, care nu are treabă cu rock-ul, dar acolo sunt peste layer. Mi-a povestit cineva cu o ureche formată, fac paranteza asta cu ABBA, că sunt o grămadă din o grămadă de teme jazz făcute disco, ceea ce, băi, o performanță. Și rock. Închis paranteza. Și rock. Da. Sunt, oamenii ăia au fost absolut geniali din punct de vedere compozițional. Iar apropo de ce ziceai tu că am scăpat, am scăpat și n-am prea scăpat. Am cântat, cred că vreo 4 ani, cu Ten Times Treason, cu Andrei Grigore la chitară, cu cine mai era, Alex Păușescu la fel la chitară, Bogdan Iordache tot la chitară, Alin era la tobe și Ian era la bas. Și am cântat și metal. Adică făceam și chestia asta, știi? Într-adevăr, era un metal care era un pic ciudat, având în vedere vocea mea. Ok, pot să fac și scrimurile alea foarte înalte, dar nu e o chestie sustenabilă. Adică știi că era vorba aia, poți să cânti melodia asta? Băi, da, dar o dată, o singură dată poți să o cânt, după aia, pa, la revedere. Dar am făcut și rock din ăsta mai supărat. Nu îmi displace absolut deloc. Chiar absolut deloc. Uită-te la Free, că dacă ascult ce e în spate acolo, e o chitară destul de gâjâită, știi? Adică ea gent ce face Andrei, că el e la chitară electrică. Știu, dar aici e treaba de masterizare, că și mai e și problema asta sau era pe la radiourile de pe la noi, de pildă, băi, dacă schitările prea în față nu merge, acum s-au mai schimbat lucrurile. Da. Și oricum s-a schimbat, și asta era o întrebare pe care vreau să ți-o spun, că știu că ești băgat și cu Navi, ești băgat mult în ceea ce presupune producție muzicală. Măi, s-a schimbat tipul de masterizare. Am avut în pandemia vieții, da, atâta timp liber în loc, dar încă m-am apucat să ascult o grămadă de discuri pe care n-am avut timp să le ascult dinainte. Și îți dau acest exemplu. E un disc de blues al lui Whitesnake, așa, unde am recunoscut sound-ul de chitară care era foarte în față. Era identic cu Soundgarden din 90, iar tobele erau masterizate ca Pantera după Vulgar Display of Power, ei cântând blues. Da. Și am zis, băi, uite ce... Și oricum, chitările acum sunt mult mai în față. Adică... E, și la fel și... Și la Eurovision să cântă mai rock acum. Exact. Și gândește-te că și, uite, vocea, la fel. Cumva, dacă stai să te gândești, vocea a fost totdeauna în față. Că da, that's the point. Dar atât de în față ca acum. Adică dacă stai să analizezi melodii din ultimii un an, doi, trei, vorba ta, perioada pandemiei, vocea este mult mai în față decât era înainte. Este mult mai pregnantă. Vocea, chitările, la tobe, nu știu dacă la Rufusul și Splash-ul și cine-l, deci astea trei toate sunt mult, mult mai în față, tinde cumva să devină totul mult mai bright, știi? Mult mai in your face, așa. Da, s-a schimbat stilul ăsta de masterizare. Eu cumva încerc cât se poate să trag un pic de ce era înainte, știi, să fie totul mai nivelat într-un rând, să fie mai egal. Mai compresat, chiar. Mai compresat, da, adică știi, ni să ajungem la the wall of sound, că nu e un stil de muzică să se preteze unui wall of sound, ce fac eu, dar să fie totul relativ egal. Știi? E greu totuși, pentru că dacă te uiți la aproape vorba ta, tot ce a ieșit în ultimul an, totul este masterizat în stilul ăsta agresiv. E un stil care merge în extreme. Știi? Și da, se întâmplă chestia asta. Acum să vedem cât o să dureze. Pentru că poate să fie doar un fade, poate să fie doar o chestie de moment. Modă. Da, o modă, o fază. Să ne gândim că, uite, am ieșit bine de rău, zicem noi, din pandemie, o să înceapă iar live-urile, o să înceapă iar concertele așa cum trebuie, știi? Și o să vadă majoritatea diferența între ce înseamnă să cânți într-un concert live, unde nu o să faci o masterizare sau o egalizare de genul ăsta să fie totul bright, pentru că pleci de acolo pe post de spectator cu urechile în priză, știi, vai de tine, ajungi acasă și ți-ți ui urechile 3 zile. Nu e sustenabilă chestia asta pentru live-uri.
Eu mă gândesc că dacă se întâmplă chestia asta și dacă iar începe lumea să vină la concerte și are experiența asta, o să înceapă să simtă, să audă diferența dintre, știi, sunetul de live și sunetul de masterizare din asta foarte agresivă. Nu știu, asta sper eu, nu știu dacă se întâmplă. Dar da, într-adevăr, e o diferență monumentală între ele. Vreau să ajungem și la chitara Ibanez semiacustică, dar până să ajungem la ea, vreau să te mai întreb o chestie, pentru că te-am văzut în deschiderea la Navi. Cum diluiești cu emoțiile? Depinde, chiar depinde. Am unele momente în care mă fâstăcesc, am altele în care nu. În general, nu mi se pare un lucru rău să fiu emotiv pe scenă, mai ales având în vedere ce cânt eu, știi că chiar și de transmisie. Dar sunt și unele chestii care mă calcă pe nervi câteodată. Uite, de exemplu, în descriere s-a întâmplat o chestie cu pedala mea care voia musai să-mi dea un metronom. Nu știu de ce voia chestia asta. A trebuit să-l pornesc, să-l opresc, să știi, asta în timp ce... norocul e că nu începusem încă să cânt. Adică asta a fost chiar cu câteva secunde înainte să încep setul. Dar emoțiile există, nu sunt o mașină, nu e vorba de faptul că eu mă duc acolo și trebuie să iasă tot țiplă, să știi? Ce se întâmplă pe scenă este absolut uman pentru mine, știi? Nu vreau neapărat să zic că mai auzisem o glumă cu băieții de la Bucovina, știi? Care în show-uri au spus la un punct că, băi, nu vă îngrijorați că ăsta de fapt nu e un concert, e repetiție cu public, știi? Adică n-aș merge chiar în extrema aia să zic că e o repetiție cu public și dacă se întâmplă ceva greșit, asta e, știi? Dar emoțiile pentru mine ar trebui să fie acolo. Nu cred că m-aș vedea vreodată sau nu cred că vreau să ajung vreodată la nivelul în care să urc pe scenă și să nu simt nimic. Știi? Da, n-ai dat-o niciodată de gard? A, da. Cum? Asta e întotdeauna întrebarea mea preferată. Pe urmă, adu-mi aminte să-ți povestesc despre o chestie pe care am văzut-o într-un interviu cu Jack White, cum face el pe scenă. Okay. Chestie foarte interesantă. Dar zi-mi când ai dat-o odată de gard grav. Grav am dat-o de gard într-o cântare la cluba. Pe vremea era cu Ten Times Reason, da? Deci nu eram singur cum sunt acum. Și am început să cânt cu tot altceva. Aveam două melodii pe vremea aia în trupă care începeau nu doar în același începeau în aceeași ritmică, în aceleași bătăi, știi? Și am început să cânt cu tot altceva. Și m-am panicat, adică probabil că s-a văzut pe fața mea că m-am albit, că mi s-au micșorat pupilele, chestii de genul ăsta, știi? A trebuit să oprim și am luat-o la capăt, aia a fost. Dar cred că aia a fost cea mai gravă. A mai fost una la un punct în lansare la Navi, în care mi-a murit pedala. Nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu a decis că nu mai vrea să coopereze. Știi? Micile bucurii ale vieții. Da. Bucurii ale vieții. Dar uite, într-o chestie de genul ăsta, adică nu știu, nu sunt o persoană care să se uită la pedală și să se blocheze. Nu, a murit pedala, aia e, am scos cablu, am băgat pe direct și am continuat, știi? Se pot întâmpla chestii. Jack White, spune. Jack White spunea o chestie foarte interesantă. El își, în setup-ul lui de pe scenă, își așează lucrurile de așa natură, încât să-i fie mereu foarte complicat să ajungă bala una, bala alta, pentru că asta îl ține pe el concentrat. Și atunci, da, mi s-a părut foarte interesant. Și atunci emoțiile le pune undeva în planul 2. În se trec automat în planul 2, da. Eu n-aș putea să fac chestia asta pentru că, uite, la lansare, la Navi, am avut o singură pedală. Dar care avea, culme, lasă că era o singură pedală, avea un singur buton. Săraca. Era on-off. Atâta. Îmi făcea niște armonii absolut rudimentare. La concertul din The Pub am avut o altă pedală care e cam așa de mare. Este un Voice Live 3 de la TC Helicon, care e gândită în mod principal ca armonizator de voci. Mă rog, poți să pui și delay, reverb, chestii. În primul rând pentru voce, da? Asta era atunci când a ieșit pedala. Între timp, peste niște ani, s-au mai făcut niște upgrade-uri de firmware. Acum poți să pui pe ea și efecte de chitară, și compresie pe chitară, și drive, și gain, și tot ce vrei. Adică poți să o duci chiar într-o zonă de rock doar cu pedala asta, știi? E, asta are 10 butoane. Pe două rânde, 5 cu 5. În momentul în care eu pot să remapez fiecare buton, știi, adică
nu știu, de armonie să facă altceva, ăla de reverb să facă delay sau știi? Dar dacă aș face chestia asta, cred că m-ar lua toți dragii, jur. Adică eu dacă aș merge pe principiul lui Jack White, cred că m-aș uita la asta ca vițelul la partea nouă, după ce am cântat ani de zile cu ea pe configurația standard, știi? Și da, nu, n-aș putea să lucrez așa. La un punct știu că aveam o chestie de, îmi porneam un loop de pe un buton care era pe bancul de deasupra, știi? Și am făcut remapare și l-am pus pe bancul de jos, pentru că eu cumva, ca să pornesc după ăla, trebuia să trec cu piciorul foarte gingaș peste primul bank, să nu ating absolut nimic și să nimeresc un buton. Și da, n-am piciorul mic, am 45. De? Pe o pedală de chitară, 45 e deja o problemă. Și trebuia să ating așa ușor, să mângâi cu vârful degetului, știi? Și mi-am remapat butonul ăla ca să-mi fie mai ușor. Adică eu atâta timp cât am... Eu cred că sunt fix pe invers. Eu prefer să-mi simt emoții. Simplu și eficient. Exact. Și cumva să again, nu am niciun fel de rușine în a admite că da, sunt emotiv. Aia e, care-i problema? Că până la urmă de asta îmi iese muzica așa cum îmi iese, pentru că am emoții, știi? Dar atâta timp cât e totul setat cum trebuie, ca gear, ca pedale, ca chestii, am, fiecare are tipicul lui, știi? Și eu sunt tipicar. Trebuie să fie într-un anumit mod, într-o anumită ordine. Dacă le am așa cum e, bine. Dacă le-aș inversa, cred că m-ar lua toți dracii, jur. Deci aș avea momentul ăla de m-aș uita în jos, că sunt la picioare pedale și ce-am făcut aici și de ce? Ne-am văzut penultima oară când ne-am văzut la Guitar Shop, a fost o prelansare a discului Lunavi, da? Unde ai cântat și tu. Măi, și mi-ai arătat chitara asta foarte șmecheră, este un Ibanez semi-acustic, cu o doză, Dumnezeu știe ce doză este aia, dar care poate să sune și o poezie de acustic, poate să sune și foarte metal. Da, este o chitară... O ai pe lângă tine? O am pe lângă mine, sigur că da. Show me that bitch! Are nume? Poftiți, vă rog. Da, se numește The Wonder. The Wonder. Da. Ok, uite-mă, ai o doză foarte șmecheră. Da, e o chitară care se numește Hybrid. Și de ce se numește Hybrid? Mai sunt câteva. Taylor, am impresia că mai are o chitară Hybrid. Apropo de... Stai un pic să o știu. Ibanez sau Ibanez, cum am văzut că se spune, nu mai face. Ce asta. Nu, chitară asta. Nu, nu. A fost făcută un singur an. Între 2006 și 2007. Asta e o poveste incredibil de lungă. Deci... Făcută în 2006-2007, noi avem în România MC Music, știi, care sunt importanți Ibanez. Și în momentul în care a apărut chitara asta... Știu, am luat pentru fimea două Ibanez-uri. Are. Bun. În momentul în care a apărut chitara asta, am zis eu, băi, gata, trebuie, asta e, știi, ce vreau eu. De ce? Pentru că vorba ta are, adică poate să sune acustic, absolut acustic. Are pe ea, fără niciun fel de intervenție externă, fără nicio pedală, poți să-i pui chorus, poți să-i pui reverb, poți să o faci, vorba ta, să sune rock, știi? Și am zis, ok, asta vreau. Nu este cea mai bună acustică, nu este cea mai bună chitară de metale, nu este cea mai bună chitară electroacustică, băi, dar le poate face pe toate trei, știi? Și în 2006-2007 am început cu telefoane către băieții de la MC Music. Băi, când ajunge, când nu știu ce, comenzi, am dat comandă. 2006 nimic, 2007 nimic, 2008 nimic, până la un punct când s-a milostivit cineva de acolo și mi-a zis că nu se mai fabrică. Și mi-am luat gândul de la ea pentru câțiva ani. După care... Dar vorba lui Navi, universul universează? Universează, exact. Și după 15 ani am reușit să găsesc chitara asta undeva în Sfântul Gheorghe. La vreo alte și a fost un moment din ala, deci la 6 dimineața am plecat din București, la 8 jumate eram în Sfântul Gheorghe. La 12 eram înapoi cu chitara. Da, deci în 6 ore aveam chitara în mână. Și la încă 3 zile după am găsit una identică în Germania. Am cumpărat-o și pe aia. Acum este la Andrei pentru că și el își dorea una. Și sună identic? Sună identic, da. Acum sună identic. A fost un moment în care preampul meu se prăjise un pic și suna foarte, foarte bright a mea. Dar am rezolvat problema asta. Sună absolut identic. Sunt din generații diferite, adică da, a fost produsă un singur an ca model, dar a fost făcută în două batch-uri. Jumătate de an un batch, jumătate de an alt batch. Asta ce presupune? Alt lemn sau altă... Da, da. Este, griful este diferit, este alt lemn, al meu este mult mai lis, mult mai fin.
al lui este un pic mai granulat. Și cam atâta, sincer, și mă rog, și lemnul cutiei de rezonanță este ușor diferit. Dar în rest, ca electronică este fix același lucru. Adică sunetele sunt aceleași, cheile sunt aceleași, dozele sunt aceleași și de asta are două doze. Are o doză electroacustică, de fapt o doză acustică piezo și o doză magnetică, știi, care face sunetul ăla de care ziceai tu mai devreme, ăla rock. Dar da, este o chitară după care am umblat 15 ani de zile. Și până la urmă am găsit-o. Și uite, ca să facem o mică... Deci asta este... Aude oare? Se aude. Bun. Deci așa sună... Așa sună acustic, da? După care ai partea pur electrică. Care e un pic mai bright. După care... Da, again, este aceeași chitară și tot ce fac eu e să mișc un singur buton aici care este selectorul de doză. Atât. Adică nu la nimic. Nu am o pedală care să mă lege la ceva. Nimic. Dar unde e marea șmecherie? La doză sau...? Nu, este în preamp. În interiorul chitarei astea este preampul, mă rog, blocul de căzdo. E preampul și blocul de efecte. Blocul de efecte e destul de simplu, pentru că blocul de efecte îți dă doar un chorus și un reverb, care sunt aplicabile pentru astea. Astea sunt chorus, okay. Pentru acustică. Preampul, în schimb, mai are o chestie cam atâta, care are un centimetru jumate, care este un tranzistor. Care este tube 8-ul de la tube 9-ul, pardon, de la Ibanez. Deci este același tranzistor de pe pedala de tube screamer pe care o are Ibanez-ul băgat într-o chitară. Și tranzistorul ăla pornește în momentul în care tu selectezi doza asta și se aude așa. Am prins vremurile în care se făceau efecte în cutie de seringă. Da, exact. Și s-auzea pe post de amplificator, foloseai niște radiouri vechi rusești care aveau marele avantaj de a avea difuzor la mare și foarte bun. Și îți dea un sunet destul de clean, știi? Sau, mă rog, de corect în ceea ce, dacă îl voiai cu distors, să aveai cu distors. Corect, asta depindea de ce voiai tu să faci acolo. Și asta mă gândeam, dacă nu poți să-ți faci și tu una. Ba da, se pot face pedale custom, dar nu știu. Nu, dacă... chitară, să iei o chitară. Să-ți iei o pedală, să iei tranzistorul ăla, să-l pui acolo, să... E destul de complicat, pentru că în momentul în care, adică uite, asta este o chitară care nu e, știi, uite, dacă te uiți așa la ea, nu are rozeta în centru, știi, care o poți de gaură. Mm-hmm. Tocmai ca să scadă probabilitatea de feedback de microfonie, știi, care clar oricum se va întâmpla. Cred că un luthier mă înjură la ce întrebare proastă am pus. Nu. Posibil ar fi. Problema e că este non-constructiv, adică nu e rentabil. În momentul în care faci o chestie de genul ăsta, pentru că va trebui să spargi chitara aia ca să pui... Da, asta mă gândeam, că ar trebui să ieși mai ieftin, corect. Nu ieși mai ieftin. Trebuie să o spargi, trebuie să o reasamblezi, după aia trebuie cumva să găsești și o metodă de a pune un buton de on sau off pentru efectul respectiv undeva pe chitară, știi? Adică nu e o chestie simplă. Până la urmă, ăsta e și motivul pentru care nu s-a mai produs chitara asta. Uh-huh. Nu a rentat, nu a dus la vânzările la care sperau cei de la Ibanez să ducă. Adică sunt niște chestii care, pur și simplu, s-au adus. Dar în afară de tine și domnul Grigore, mai știm pe cineva pe planeta asta care folosește această chitară, trupă celebră, ceva? Nu, până acum nu. Sunt mulți care folosesc Taylor-ul, ți-am zis, care este cealaltă chitară hibridă, na, un Taylor vorbind undeva la 6-7 mii de euro, doar chitară. Nu te uita la bani. Da, nu te uita la bani, da. Dar nu, pe asta nu știu să o folosească cineva până acum. Dar mie îmi place, știi, e și vorba de faptul că, știi, cum spuneam la începutul discuției, că am niște pitici, am mai mulți, ăsta este unul dintre ei, știi, se întâmplă să-mi pice ochii sau să-mi miște ceva sufletul și asta vreau, știi? La fel cum cealaltă chitară pe care, mă rog, una dintre celelalte chitare pe care le am este o Giulietta de la Vox, care este un... Giulietta, i-ai spus tu.
Nu, chiar așa se numește. Este modelul Giulietta. Care și pasul e Romeo sau? Și pasul s-ar putea să fie Romeo, n-am vorbit încă să vedem cum îl cheamă. Are un modelator în interior. Deci chitara aia poate să sune ca un banjo, poate să sune ca un sitar, poate să sune ca un sintetizator, sintul ăla vechi de prin anii 80, știi? Poți să faci chestia asta. Ea în sine este o chitară, la fel, electroacustică. Dar este o chestie absolut nișată, știi? Și asta ca și aia. Sunt chitări de nișă, nu sunt neapărat chitări pe care ar vrea toată lumea să le aibă sau cu care s-ar descurca toată lumea. Eu, pur și simplu, m-am obișnuit cu ele. Ne apropiem de final. Ne apropiem de final? Cântăm ceva? Măi, cântăm. Vrei? Dacă vrei. Vrei. Aici e cu ce vine de la sine. Da. Aș vrea, dacă ești și tu de acord. Mă mai gândesc. Nu știu ce să spun. Aș vrea să cântăm At the End of the Day, că tot e ultima făcută. Cea mai recentă. Cea mai recentă, da. E important. Și... Și care, hai să spun eu pe asta, este la a doua cântare publică, pentru că prima a fost în pub cu câteva zile. Am memorie bună încă. O să fac o chestie. Deci am niște lucruri un pic salvate aici pe pedala mea, în loop, că tot vorbeam mai devreme că eu lucrez cu loop. Și na, ca să facem lucrurile foarte simple, ce e salvat acolo sunt astea trei acorduri. Da? Deci asta o să se audă, mă rog, și cu un metronom care va suna ca o tobă mare. Cam atât. În rest, ce o să auziți peste ăsta, micile adagi și vocea, o să fie fără niciun fel de filtru. Uite, de exemplu, pe voce n-o să am reverb, n-o să am vocile adiționale. Cântăm mai abraziv. Cântăm mai abraziv, da. Mă rog, a fost un plural așa... Cântăm cu sufletul, mai abraziv. Bun, o să înceapă metronomul. Nu o să înceapă metronomul? Nu se aude niciun metronom, nu-i așa? Nu, dar dacă vrei pot să țin eu. Aha, e ok. Să mergem și fără. Bun, hai că mergem doar cu chitările. Are leg, ăla e pluralul corect. Hai să vedem. Da? Deci asta e loop-ul. Se aude bine acolo? Ce a început? Bun. As the light fades away, dusk gives way to dark, we extinguish the flames, and the stars begin to spark. At the end of the day, when light has come and gone, at the end of the day, you know you're still the one. As the night starts to bleed and the fire within comes alive, we find out what we need, what we want, what we miss, and we're alive. Like a wire that's too hot to the touch, our soul starts burning, and more often than not, it's the love that keeps returning. At the end of the day, when light has come and gone, at the end of the day, you know you're still the one. At the end of the day, when light has come and gone, at the end of the day, you know you're still the one. In a place of our own, we've built up
hopes and wishes, just a place made for two, where we don't need any riches. As the night starts to bleed and the fire within comes alive, we find out what we need, what we want, what we miss, and we're alive. At the end of the day, when light has come and gone, at the end of the day, you know you're still the one. At the end of the day, when light has come and gone, at the end of the day, you know you're still the one. Tu nu-ți încălzești cum, în niciun fel vocea? Nu. Nu, în mod normal nu. De ce? Atât de rău a sunat? A, nu, a sunat foarte bine. Chiar a sunat foarte bine. Încă o dată mi-am dat seama că e o voce foarte bună. Știu că am fost și am văzut documentarul cu Dio la un moment dat și el la fel niciodată nu își încălzea vocea, pur și simplu livrea by default, știi? Nu e neapărat vorba de faptul că livrez by default. N-am tot vorbit atâta acum. Și asta e adevărat, da. Nu pot să zic că am vocea încălzită, dar este erodată în momentul ăsta, știi? Și până la urmă, pentru mine cel puțin, momentul ăla în care, nu vreau să zic că vai ratezi o notă și ce real ești tu, știi? Dar nu trebuie să fie totul perfect. Știi? Total de acord cu tine. Adică trebuie să... E o vorbă veche, zice, autoperfecțiune înseamnă masturbare. Corect, ok. Da, dar cam așa e până la urmă. Adică nu trebuie să sune totul, știi, nu că nu trebuie să sune wow, pentru că poate să sune wow și dacă ai vocea un pic gâjită, dacă ești răcit, uite că, Doamne ferește, se poate întâmpla, știi? Dar este mult mai natural până la urmă. Măi, aștept să vin la cântările cu tine, aștept să văd coadă de groupies, da? Și apropo de asta, când mai avem cântări? Știm? Nu, în momentul ăsta nu știm. Aveam așa o vagă idee că s-ar putea să fie undeva spre sfârșitul februarie, următoarea, dar nu avem încă nimic confirmat. Până la urmă, suntem deja în februarie, adică nu e ceva wow, nu este incredibil de departe. Și în mod teoretic, deci a fost la lansare la Navia am avut două, știi, când am început setlist-ul, acum la concert în The Pub am avut trei, la următoarea s-ar putea să fie patru și tot așa, știi, adică le tot adun piesele mele. Următoarea cântare preconizată cam pe atunci este, undeva la sfârșitul februarie ar trebui să fie. Băi, eu aștept live-ul ăla de cel puțin o oră și cu visual-uri și cu toată treaba și cu band, aștept, da, sunt, mă lăcomesc. Da, poți să te lăcomești că până la urmă asta e și, sincer, ideea spre care tind, știi, adică asta aș vrea să fac. Clar, va trebui, adică faptul că pot să-mi fac, repet, toate cântecele sunt pornite de la o idee acustică la mine, adică pe toate pot să le cânt acustic, știi? Uh-huh. O pedală, sau cu un loop, sau ceva de genul. Adică se poate și unplugged. Se poate și unplugged, exact. Dar până la urmă sunt gândite la formă finală să fie cântate cu band. Știi? Adică asta este ideea spre care tind. Iar show vizual, da, de ce nu? Absolut, n-am niciun fel de reținere în chestia asta. E o idee incredibil de bună. Domnul Mihai Cosmescu, foarte mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, Silviu! Să dea toată lumea un subscribe, că am mai făcut o treabă și astăzi. Mulțumesc. Bine, hai, seară bună, la revedere! Zim, salutare, pa, pa!
Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.